În ședința din luna februarie, când s-a aprobat suportarea de la bugetul general al municipiului Deva unor cotizații pentru diferite asociații și organizații, a fost omisă de pe lista beneficiarilor Asociația Serviciul Județean pentru Ocrotirea Animalelor Fără Stăpân. Eroarea a fost corectată în ședința de joi, 28 martie, dar și corectarea a trebuit să sufere o corecție, pentru că valoarea inițială a cotizației era cu mult mai mare decât cea legală. De aici și discuțiile iscate pe tema justificării sumei de aproape 881.000 de lei, pe care devenii o vor plăti anul acesta pentru gestionarea câinilor fără stăpân. La începutul lunii martie, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Serviciul Județean pentru Ocrotirea Animalelor Fără Stăpân a transmis primăriei Deva decizia AGA privind aprobarea cotizației pe anul 2024 în sumă de 13 lei și 50 de bani pe locuitor, valoarea totală fiind de 880.645,50 de lei pe an, raportat la numărul de locuitori comunicat de Direcția Județeană de Statistică Hunedoara. Decizia a fost supusă aprobării consilierilor locali în ședința de ieri, dar pentru că documentația nu prezenta și o justificare a banilor, aceasta a fost solicitată de consilierul local Marius Mane. 13,50 a fost suma stabilită pe baza experiențelor sau pe baza, eu știu, istoricului de când funcționează această asociație, fără o justificare clară. Câți câini au fost prinși, câți au fost adoptați, câți au fost sterilizați și așa mai departe. E un buget foarte mare pentru această asociație și aș dori să vedem dacă este și justificat. E un serviciu necesar, dar sumele, din punctul meu de vedere, sunt foarte mari. Dacă am putea afla și cum au fost stabilite aceste sume, ar fi interesant ca locuitorii să știe pentru ceea ce vor plăti această asociație. Fără un raport în detaliu anexat la proiectul de hotărâre cu privire la modul în care a fost cheltuită cotizația de anul trecut, reprezentanții primăriei declară că anul acesta cotizația de aproape 881.000 de lei a fost stabilită în funcție de istoricul activității de anul trecut. Am pus la dispoziție bugetul pe anul 2024 cu toate cheltuielile care le implică, respectiv capturarea, întreținerea, sterilizarea, tratamentele câinilor fără stăpân și tot. Din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Serviciul Județean pentru Ocrotirea Animalelor Fără Stăpân fac parte 50 de primării din județul Hunedoara și fiecare plătește cotizația de 13 lei și 50 de bani per locuitor. Valoarea cotizațiilor plătite de cele 50 de primării anul trecut a depășit 4 milioane de lei.